Spuneți-mi, rog, cum vă numiți și de unde mă sunați? Isac Elena din Piatra Neamț. Locuiți chiar în Piatra Neamț În sau în... Piatra Neamț. Da, în Aha, Piatra Neamț. bun. Despre ce este vorba? Ce probleme aveți? Pentru părinții mei din satul Homiceni, comuna Bârgăoani, de unde am născut, Da. au probleme cu firma de prospecțiune sa. Începând din primăvară și până acum, cu foarte multe presiuni, intimidându-i, lucrând cu ei așa la psihic, mai mult. Concret, de când este firma la fața locului și ce face Firma acolo? la fața locului a venit înainte de februarie, nu, prin aprilie, ca prin aprilie. Și ce fac ei acolo? Deocamdată își întind cablurile, au făcut măsurători, au întins cablurile și prin teren a comunei, care aparține și de satul nostru, Islas, cum se cheamă, au început deja cu mașinile alea de dinamitare controlată. Așa am înțeles că face. Bun. Spuneți-mi cum e cu proprietățile oamenilor, cu grădinile. Au intrat și pe acolo? Au intrat pe terenuri Au sau nu? intrat, la noi n-au intrat, că nu li s-a dat voie, deci părinții mei au ținut piept cât au putut de mult, dar au intrat pe niște terenuri la câțiva oameni și fără acordul lor. Și ce au făcut acei Am oameni? de exemplu, o vecină la care au intrat, nefiind dânsa acasă, nu au venit la poartă să spună nimic și au făcut o ceva în spatele casei, un cerc cu niște bețișoare și în mijloc ca o valijoară ceva, ca o cumâner. Și pe de lături borne și cu niște cabluri puse. Bine, nu funcționa, da, nu funcționa. Dar erau ascunși prin copac, eu văzut pe șanț cum ar veni cu mine la țară. Și după aia ei au venit, bineînțeles, cu o unealtă, cu ceva, au zis că făcu gălăgie pe acolo. Tai tot de aici, fac nu știu ce. Și apoi au venit doi, trei acolo și au zis că ce doamne, ce doamne, chiar ai curaj să așa, deci în cap vă dau dacă nu plecați. Deci asta a fost discuția cu ei și și-au luat, bine, am plecat și au plecat și deci au reușit și au alungat. Aia a fost intervenția acolo. După aia, iarăși, la niște vecini au mai intrat, dar imediat și-au tras cablu, cu început ei să tragă deja de el, să-l scoată afară. N-am mai intrat așa pe terenul, că, na, mulți din ei le-au dat voie. Unde nu au dat voie, a venit la noi, la părinți, dacă ei au ținut piept și n-au dat voie, au venit foarte des. Foarte des. Și unde au vrut să intre la părinții dumneavoastră? Exact prin grădină. Grădină din fața casei. La ce Deci. număr locuiesc? A, dar nu e cu număr la noi casele, nu știu, noi n-am avut niciodată În număr. fine, Păi bun. casa noastră este, da, în primul rând, deci cu toate presiunile astea care le fac, e și frica mare la părinți, pentru că ei stau cam la vreo 400 de metri de sat, 500, eu știu, nu Am știu, înțeles. e Ah. aproximativ, Dar într-o pădure. explicați-mi un pic când au venit și ce au făcut, ce fel de presiune au făcut asupra părinților. Astea psihice vreau să zic, na, nu fizic, nu m-am Înțeleg. îndrăznit așa ceva. Dar în ce Dar fel? au venit, de exemplu, de vreo, după Paști, deci din înălțare, în duminici, când se iei pe la biserică, mai vine, mai vede mașinile pe acolo, au venit și când nu erau ei, dar bine că s-au întors, au văzut că nu este nimeni. Și după aia când au venit, discuții din astea, că doar noi dăm despăgubiri, așa, de ce mai frumos, după aia și mai aspru, dar de unde, de ce nu aveți nevoie, dar ce de unde luați dumneavoastră pensii, dar fel de vorbe din astea care, chiar odată, i s-au așezat în genunchi un băiat, un copil din ăla, că tineri, tare tineri și s-au așezat în genunchi, lasă-mă, tante, măcar să pun cablu prin grădina ma tale, măcar. Și venind atât de des, la părinții rău, mă, ei sunt bătrâni, tăticul are cancer, a fost operat de ochi, i-a scos ochiul, mama săraca la cu inima, e aici stă cel mai rău și emoțional, ea e foarte, deci aici, mai mult emoțional, ei lucrează așa. Și venind atât de des și în poartă acolo, deci la noi în poartă, nici nu-i drum public, la poartă e tot pământul părinților. Chiar de avem poarta și în afară e tot a lui. Da. Tot, deci n-ar fi ca un drum, să zici, ai venit în drum și treci la om și... Spuneți-mi despre primar și despre poliție. V-ați adresat lor? Da, am fost la... Am depus prima plângere la poliție, am depus o plângere și la parchet, la care nu avem încă nicio Bun. De chemare. ce i-ați acuzat pe cei de la firmă?
pentru presiunile astea psihice, pentru că dacă ei sunt bolnavi, dacă mămica plângea și ne chema să-i ajutăm, că nu mai poate, că e rău, trebuie să ia pastile, păi dar, na, pentru asta, am zis că măcar să-i lasă în pace, să-i... Și după ce am depus, deci cum a fost, după ce am depus la poliție, după aia ne-au lăsat cam o săptămână, două, nu mai veni nimeni la poartă. Nu știu, avem un om în sat acolo care mai anunță tot ce se întâmplă și apoi probabil asta ne-am gândit și noi, nu am mai venit. Și după aia am început să vină, dar un pic mai obraznici. Un pic mai obraznici și mai insistent, nu știu cum, față de prima dată. Acum, în ultimul timp, pe data de 23 noaptea, deci acolo nu a mai fost noapte, a fost zi. La 12 jumătate noapte au venit cu două mașini, toată prospecțiuni, tătic și mămica au ieșit afară cu ceva și ei în mână, că doar la ora ce era normal. Și au întors mașinile, nu știu cum, acolo, așa mai forțat, au venit, cred că s-au sperii pe tata, bine ar fi să fi, numai să fi vrut să-l sperii. Au venit cu o mașină așa în forță, exact până la picioarele lui, exact până la... Vă dați seama câtă spaimă pe ei. Au sunat la poliție, la Piatra Neamț, le-au zis, nu vă fie frică, stați liniștiți, sunați mâinii la Bârgăoani, m-a întrebat dacă i-au agresat, dacă așa, au zis că nu, dar chiar așteptați să ne agreseze, să mai coboare din mașină. Ei, n-au coborât, s-au întors și au plecat. Și dimineața, dar toată noaptea, atunci tăticul i-a auzit prin grădină alergând. Foarte aproape era de poartă. Avem așa ceva după, așa, prin grădină, alergau câinii, lătrau, vă dați seama, prin păduri și pe acolo, toată noaptea au mișunat, au făcut și au făcut. Dar ce au făcut? Și-au tras cabluri până la urmă? Cred că au tras cablurile, știți de ce? Pentru că la ora 4 dimineață, așa, trecus un pic de 4, să îngâna, oricum de acolo se vedea, începea să vadă. Mamica iarăși a auzit mult zarăva așa și a ieșit afară și a strigat și a văzut trei alergând cu un sul mare de cablu. Probabil îl strânsese. Seara l-a pus, noaptea l-a pus și nu-l țin mult. Am văzut că nu-l țin mult. Cred că ea, nu știu, senzuri care le indică, nu știu ce să zic. Da, înțeleg. Aha. Și alergau cu el la spate și plecau. Mamica a strigat la ei, nu mai, acum nu mai stă de vorbă absolut cu nimeni. Deci nu mai stă de vorbă. Înainte stăteau, veneau la poartă, mai așa, mai spunea un alt, acum gata, nimeni nu mai vorbește nimic și începe să acționeze. Aha. Despre primarul localității, ce experiență ați avut cu dânsul? Păi la domnul primar a fost problema că pe 4 iunie a venit cu firma prospecțiuni la poartă la noi. El înțelesese că tăticul, tatăl meu, ar fi, aproape ar fi cedat, nu știu cum ți-l lasă, adică, nu știu, dintr-o vorbă, că a zis că mai vorbim noi, le-a zis la ea. Și domnul din sat la noi, care umblă cu prospecțiuni ca să convingă oamenii, i-ar fi zis că cedează nenea Ion, duceți-vă, că cedează, eu știu, așa zic eu, că de ce a venit domnul primar. Și apoi domnul primar m-a găsit numai pe mine acasă și cu, nu știu câți erau, 5, parcă 2 mașina domnul primar și 4 sau 5, chiar numai. Și m-a întrebat, deci părinții nu erau acasă, la care a zis că a început să vrei, adică vroia să explice, de fapt, ce face firma prospecțiuni și nu l-am lăsat să-mi explice, că am zis că eu știu foarte bine ce fac și ce vor și ce rost are să mă explicați. Eu nici nu știam atunci că e domnul primar, că eu nu l-am cunoscut. Și am avut așa, am vorbit cu dânsul, numai cu dânsul, de fapt, că la prospecțiuni nu am mai vorbit. Că am înțeles că domnul Guțu, așa, aproape să cedeze și a venit matale să-i bage în cap. Am zis că, păi, dar părinții dacă cheamă copiii disperați, că e stresat și așa să-i ajute, oarecum eu, în ce lege spune că să nu-mi ajut părinții? Sau să-mi învăț, dacă eu știu mai mult informații, am informații mai mult. Ei ce acces au la informații? Ei la prășut și atât toți, nu au săraci, nici la televizor n-au timp să uite. Și normal că nu știu nimic. La care, când am auzit că domn primar, la sfârșit a spus că eu sunt domnul primar, eu sunt primarul satului, am zis, bravo, am zis că, Doamne, halal primar, eu n-am știut că un domn primar poate să vină să fie, adică în loc să fie cu oamenii, să le apere interesele, ei umblă așa cu firme. Și totuși am înțeles că în atribuțiile lor n-are voie să iasă cu o firmă privată să umble pe la porțile oamenilor pentru a face lobby. Înțeleg. Și eu de asta m-am legat așa, l-am trecut și în plângerea de la poliție. Bine că
la urma urmei, l-am trecut, că domnul polițist, când m-a întrebat cine a fost, ce ați vorbit, normal că eu am spus că și domnul primar. Uh-huh. Acum domnul primar este foarte, foarte supărat. A venit prin sat să spună că l-am dat în judecată. Nu l-ați dat de ei. Avem două posturi din piatra, unul TV și TLM. TLM. Uh-huh. Am mers, dar nu știu, mi se pare că nu. Să vedem, să vorbim, să ne consultăm. Sunați-ne a doua zi. Am sunat a doua zi. Dar cu cine ați vorbit, dar ce ați spus, de ce nu mai știu ce am spus. Mi se pare că nu vor. Uh-huh. Nu știu, eu aș mai încerca. Am zis că aș mai încerca de luni încolo de acolo să văd. Dar nu prea, nu e nimeni uh-huh. interesat. Știți cumva dacă firma lucrează și prin alte comune din zonă? Ba, da, și prin Bârgăoani. În alte comune, că Bârgăoani e comuna noastră. Uh-huh. Alte comune au fost prin Pătrăveni, Rădeni, dar acolo au fost alungați de oameni, deci toți oamenii uniți uh-huh. i-au alungat. Aha. Asta am când, înțeles, când a fost? Da, asta din auzite, cum? Asta când s-a întâmplat? Păi nu de mult. Săptămâna trecută, deci acum au început să ajungă și pe acolo. Aha. Încă o dată, cum se numește? A fost în acele comune? Unde au mai fost? Despre ce comune mai știți? Cu tot comunică la noi statele. Mm-hmm. Nu știu. Deci la Țibucani. La Țibucani am înțeles că domnul primar de acolo chema lumea și a întrebat. Vreți să vină la dumneavoastră cu lucrările? Oamenii au spus că nu. Gata. Deci mm-hmm. au înțeles. Primarul a fost pentru oameni. Aha. Și-au lăsat cum vor ei. Așa mi-a spus cineva din Țibucani. Am mai auzit că Ștefan cel Mare și Șerbești, deci Ștefan cel Mare cred că e comună, da, e comună și împreună cu Șerbești, care e sat, care aparține de comuna Ștefan cel Mare, organizează un meeting. Da? Când? Săptămâna viitoare. Aha. Și de ce? Tot așa împotriva. Mai lucrează acolo sau firma lucrează acolo? Probabil. Nu. Păi nu, în toate satele astea, în comunile care v-am strapat, ei n-au început, pentru că oamenii nu i-au lăsat să intre. Deci nu, acolo uh-huh. nu au stat la discuții. Și ăștia care fac acum meeting-ul, nu, încă nu a intrat. Adică fac meeting-ul ca să nu... Ca să nu intre. Să nu intre, da. Aha. Ei iau dinainte, nu ca la noi. La noi au intrat, așa. Da. Și v-am spus, bătrânii noștri, mai greu că uh-huh. Și avem și persoane care i-au primit, și găzduiești în sat. Uh-huh. Dar noi e foarte greu. E greu că sunt și oameni care... Uh-huh. Au înțeles altfel. Da. Li s-au promis casă, li s-au promis... Nu știu cine știe ce mă gândesc. Da. Bine, doamna Izac. Păi, cred că asta ar fi în mare, nu? Da. Ce să mai zic? Am obținut că dacă la noi bătrânii, v-am spus, nu se pot deplasa, să meargă și ei la comună sau ceva, am făcut o listă cu... Și aproape tot satul care nu vrea. Adică, în afară da. De vreo... Da. Deci aveți o listă cu semnături? Da, au depus semnături că sunt împotriva lucrărilor firmei prospecțiunii sa. Câte persoane sunt pe acea listă? În jur de 20. Uh-huh. Și câți locuitori sunt în acel sat? Uh-huh. În acel sat... Cam eu știam cam 30 de case, așa, nu știu. Acum, ca persoane... 30 ceva. Da, am înțeles. Uh-huh. Am înțeles. Și oricum, mai sunt care au zis că vor semneze, dar să mai uh-huh. meargă pe acolo mama mea, să mai să vedem cine și cum. Am înțeles. Da. Bine, doamna Izac. Păi...